Salutări, generalul e aici la noi în studio. Salut, Răzvan Lucescu, mă bucur că suntem împreună. Bună, bună seara. Nu știam că ești generalul. Așa? Ei, nu se poate să nu fie auzit de acum 2 ani, fiecare, 3 ani, fiecare povestea lui PAOK. Campion, fiecare campionat are generalul sau fiecare fotbal are generalul. Tu ești generalul fotbalului din Grecia. Cum e? Da, cum te-ai simțit văzând? Asta trebuie spus, filmulețul e făcut de PAOK. Da, ți-e dedicat, nu e făcut de noi, că să nu se creadă cumva că nu e ceva luat de acolo și e ceva gândit de ei și simțit de ei. Grecia știi foarte bine că e o țară emoțională. E o țară cu oameni care trăiesc emoțional. Și este normal să se nască astfel de emoții și de filmulețe emoționale, pentru că totul este făcut cu sufletul și se caută să se prindă astfel de momente care să impresioneze. Deci tu ești un emoțional, așa că... Sunt foarte emoțional. Sunt foarte emoțional și faptul că sunt atât de emoțional face să mă întorc acum la PAOK, într-un loc pe care îl consider cel mai frumos loc în care am trăit și unde am trăit perioada cea mai frumoasă a vieții mele. Și aici nu mă refer numai la aspectul fotbalistic, dar a contat enorm și succesele pe care le-am obținut acolo. Și țara, bănuiesc? Mi-au aminte că tata îmi spunea că cel mai frumos loc din lume poate deveni cel mai urât loc din lume pentru un om din fotbal, dacă nu are succes în acel loc, cum cel mai urât loc din lume poate deveni cel mai frumos loc din lume dacă se simte bine profesional. E, aici nu este cazul, pentru că Salonicul efectiv este un oraș senzațional, un loc fantastic, dar a fost și un loc unde am avut satisfacții enorme. Și satisfacții. Noi avem imaginele de la conferința aia de presă când ai plâns, imediat după, cred că imediat după câștigarea titlului, nu? Nu, era după ultima etapă. Era după ultima etapă, dar să știi că aici am fost impresionat pentru că am realizat, am trăit într-o foarte mare presiune și cu o foarte mare dorință și eu, și stafful meu, și absolut toată lumea, și patronul, și managementul, să terminăm neînvinși. Gândește-te că au trecut etapele și s-a ajuns către final, să mai avem 4, 3, 2, 1, ultima etapă, să fim campioni, terminăm neînvinși. De câte ori în lume... De câte ori în viață ți se întâmplă o astfel de situație? Câte echipe în lume au obținut astfel de performanțe? Și am și devenit echipa cu performanța cea mai mare în istoria fotbalului grecesc. Și normal că atunci când s-a terminat acest meci, eram și sub această presiune, era o motivație internă uriașă, am început să... Mă rog, nu să plâng, dar să-mi curgă lacrimile de emoții, pentru că am realizat ceea ce am obținut. Acum, nu știu dacă pe cineva impresionat sau impresionează chestia asta, rămâne o statistică, dar pe noi, cei care am fost implicați în acea muncă, ne-a impresionat foarte tare, pentru că am realizat ce lucru mare am făcut noi, prin munca noastră. Îți imaginai că te vei întoarce în momentul în care ai plecat? Și, pentru că plecarea a fost, într-un fel sau altul, generată de același patronat, da? Și de neînțelegere de la momentul respectiv, da. Și de, mă rog, transferuri și așa mai departe. Adică senzația era că ai plecat dezamăgit de acolo. Da, eu am explicat la vremea respectivă și am explicat-o oarecum mai târziu și pentru faptul că am fost foarte tare acuzat că am plecat pentru bani. M-a durut foarte tare și pot să spun o poveste. Deci sâmbătă am plecat de la Salonic, așa totul a fost făcut în grabă. Vineri la prânz am semnat, vineri după amiaza a fost înștiințat oficial PAOK-ul că eu plec. Și sâmbătă, cu primul avion către București, am plecat în grabă pentru că duminică trebuia să ajungă la Paris să semnez contractul cu Al Hilal, că acolo s-a semnat. Duminică dimineața la aeroport mi-a lăsat mașina în parcare în fața aeroportului și duminică seara m-am întors de la Paris și când m-am dus să-mi iau mașina, era portarul, cel care avea grijă de parcare, de mașini, și zice: băi, omule, băi, dar ce ai făcut, bă, că toată lumea te înjură și te critică? Și zic eu: de ce? Păi, ci că ai plecat acum la PAOK după ce ai avut succesul ăsta, te-ai dus pentru bani în Arabia Saudită. Mă rog,
Asta a fost prima chestie, dar și în Grecia s-a mers mult pe această idee că am plecat pentru bani. Ori Silviu a fost fals. Eu am avut oferta de la Al Hilal, pe 12 mai am jucat finala cupei și pe 14, deci la două zile de la câștigarea finalei cupei, eu am avut oferta de la Al Hilal și am spus foarte clar, nu merg, vreau să termin și cel de-al treilea an de contract cu PAOK. Vom vedea ce va fi după. E, între timp, în luna aceea, au fost niște discuții, am și spus la acel moment că sunt două strategii oarecum diferite. Cei din management vroiau ceva, eu vedeam lucrurile altfel, ținând cont că într-o lună și jumătate de la reluarea pregătirilor aveam primul meci oficial în Champions League și absolut toată lumea se aștepta ca după acest campionat câștigat, așa cum l-am câștigat și cu event și ne învinși, vom intra în grupele Champions League. Și am spus ok, dacă după atâta timp de lucru, de a fi împreună, nu reușim să cădem de acord acum, când a venit această ofertă, eram puțin dezamăgit, dar când a venit această ofertă a lui Al Hilal, am spus, e mai bine să ne despărțim, pentru că altfel vom ajunge probabil pe parcursul anului viitor, să avem probleme între noi. Asta a fost, nu o să neg acum, la Al Hilal a fost un salariu foarte bun, da, dar nu a fost asta... Vila mai puțin aici. Nu a fost, poftim? Vila mult mai puțin aici. Te referi acum? Da. Sigur, nu se compară, dar oricum nu mai eram la Al Hilal, însă să știi că și acum am avut posibilitatea să mă duc pe un contract exact la fel ca cel de la Al Hilal, în zona arabă, însă am hotărât de la început că nu mă voi mai duce, pentru că am obținut maximum acolo, maximum. Mai mult de atât ce să... Adică nu te mai tentează zona aia? Acum, pe moment. Pe moment. Nu știu ce va fi în 4-5 ani. Lucrurile se schimbă, dar acum... Vreau să, până să ajungem la, să vorbim un pic de ce urmează acum la PAOK. Ai văzut, erau niște imagini fenomenale. Asta a fost impresionant cu făcliile toate. Era toată faleza, de fapt, de la un capăt la altul al Salonicului. Era înaintea meciului care ne-a făcut campioni acasă contra lui Levadiakos. Deci... incredibil, de la un capăt la altul al Salonicului, din metru în metru erau suporteri cu torțe în mână și o imagine fabuloasă. Cred că s-a făcut pielea de găină. Nu, n-ai cum să o vezi. Da, de ce nu? Pentru că s-a vorbit de Italia în perioada. Uite, astea sunt imaginile. Dar ce vezi acum e... Pe cât se poate filma, o mică parte. O părticică, o nepărticică, imaginea. Și voi ați mers cu autocarul prin treaba asta? Nu, noi eram în cantonament, în seara de dinaintea meciului. Asta anticipa victoria de a doua zi și, mă rog... Și au ajuns la voi în seara respectivă, mă gândesc, imaginile, adică ați... Păi eram pe faleză, hotelul nostru e pe faleză. Am înțeles. Deci voi vedeați toată nebunia asta în direct. Nu, e incredibil. De ce nu seria? Pentru că aici e o discuție foarte interesantă. La un moment dat toată lumea vorbea de seria, de Sampdoria, de Parma, se vehiculau tot felul de zvonuri în sensul nu ăsta. Nu au fost niciun moment aceste două echipe. Nu, nu au fost. Nu, nu astea. Nu. Dar, într-adevăr, dacă aș mai fi avut acum răbdare, 10 zile, 2 săptămâni, da, aveam și aveam... Aveam 100%, eram 100% să mă duc în serie B și ar fi fost pozitatea, mă rog, unui succes și deschiderii după aceea de alte uși acolo în Italia, dar eram și în așteptare pentru prima ligă. Ți-am zis, trebuia să mai aștept cam 10 zile, 2 săptămâni să știu clar. Însă, decizia pur și simplu a fost luată emoțional. Vreau să te întreb Italia, pentru că eu știu că am discutat ultima oară când ai fost aici și tu mi-ai povestit de următoarea, nu neapărat problemă, de faptul că odată ce ajungi la un anumit nivel și să câștigi meciuri, chestie pe care mi-o spunea și Andone recent, da? Mi-a zis, dom'le, în prima parte a carierei am jucat, am avut numai echipe de returare, după care la un moment dat am ajuns să mă bat la titlu. Și din momentul în care am ajuns să mă bat la cupe, la trofee, mi-a fost imposibil să mă mai întorc la mai puțin, să mă readaptez, pentru că e cu totul altă mentalitate, altceva, adică alt fotbal dezvolți, etc.
A fost și asta o problemă sau nu a reprezentat un obstacol pentru tine? Ți-am spus mai de mult că mă gândesc așa cu greutate la situația de a accepta o echipă care să fie de la mijlocul clasamentului în jos și să mă duc să mă lupt pentru evitarea retrogradării, pentru că am ajuns să cunosc ceea ce înseamnă să te bați sus, să și câștigi, cât de palpitant este, ce senzație ai, să știi că fiecare meci pe care joci trebuie să-l câștigi și să-l câștigi. Se întâmplă odată să-l pierzi, ok, dar te-ai trezit a doua zi și știi că ai de câștigat în continuare. E cu totul și cu totul o altă luptă. Nu poți să-ți descriu sentimentele. Te simți la un alt nivel. Și sigur că asta ar fi putut să îmi creeze niște probleme. Să mă întorc jos, să o iau de jos și cu alt gen de luptă, evitarea retrogradării, probabil că și... Acolo ar fi fost varianta de seria la evitarea retrogradării sau era undeva de... în zonă de mijloc? Nu pot să intru în amănunte acum, dar exista un proiect foarte interesant. Echipa totuși era o echipă de tradiție. În fine, nu mai intrăm în amănuntele astea. Dar ar fi trebuit să te să-ți reajustezi, să spunem, filozofia în prima perioadă dacă ai fi semnat. Vreau în să seria? Vorbesc la general. Uită okay. De tot ce am discutat până acum. Cum să deci, la general... Discutăm de mijlocul clasamentului în jos, e o altă luptă și până la urmă, pe undeva trebuie să mă readaptez ca filozofie, ca idee. Mie îmi place ca echipa la care antrenez să fie o echipă dominantă, să fie o echipă care... Și așa cred eu că ai șanse mai mari să câștigi un campionat, să câștigi un titlu, să câștigi un trofeu. Pentru că dominând, e clar că și încrederea jucătorilor și autostima lor crește foarte tare. Se intră altfel pe teren. Mai rar întâlnești echipe care să aibă ca filozofie apărare și pe contraatac să câștige. Mai rar, dar sunt și excepții, pentru că până la urmă de aia fotbalul este și foarte frumos. Și atunci, mie îmi place genul acesta de fotbal. Un fotbal foarte bine organizat, dar plecând de la ideea de a domina. Ori, evitând retrogradarea și aici putem intra în discuție comparând ceea ce s-a întâmplat la Xanti și după aceea la PAOK, nu ducându-ne în Italia unde nu există. Da? Deci, alt nivel, am încercat să-mi păstrez filozofia mea, dar a trebuit să mă adaptez la situația și la condițiile lui Xanti, o echipă pe care atunci când am preluat-o, era pe un loc retrogradabil și venise de la un play-out în care se salvase pentru prima ligă. Spune-mi, crezi că odată cu negocierile astea pe care le-ai purtat în Italia, ok, acum ești la PAOK, dar crezi că a intrat într-un soi de... Pentru că acolo trebuie să fii întotdeauna într-un circuit, cu impresar și așa mai departe. E o treabă foarte complexă lumea asta a fotbalului și... Fără un impresar foarte puternic, e foarte greu să intri în Europa. Ai un asemenea impresar în momentul de față? Care să, la un moment dat să te propulseze și în seria. De ce? Pentru că vezi, tu spui asta cu dom'le, s-a dus la bani. Pentru că asta e gândirea noastră, dar de aici. Când te duci în zona arabă, te duci la bani. Puțină lume nu vede, este și, adevărat. Vede este și performanța. Mare greșeală. E o greșeală. Dar asta vine probabil și dintr-un of de-al nostru, că de la, nu știu, tatăl tău, de la Bölöni, dar n-am mai avut antrenor care să câștige lucruri majore sau să fie, de fapt, să fie în campionate puternice. Eu nu-l consider pe Bölöni un antrenor român. Eu îl consider pe Bölöni un antrenor francez. El, în primul rând, ok, și-a terminat cariera în Franța, școala de antrenorat a făcut-o în Franța și în felul acesta a rămas acolo în Franța și s-au deschis niște uși în Franța, corect. Fiind foarte cunoscut. Bine, au mai fost de la noi contra Gâlcă, dar da, ei la echipe pe care, la care jucaseră și atunci au beneficiat de avantajul ăsta. Așa cum a fost și cazul lui Mircea Rednic la Standard Liege. Da. Deci, în afară de acești antrenori care au avut posibilitatea să antreneze la echipele la care au și fost jucători, deci oarecum erau cunoscuți, da, pentru români este foarte greu să pătrundă în vest. Foarte greu.
te în tenta general, acum? În general, adică era un moment în care credeai că ai putea să mergi, sau ai fi fost dispus să o iei mai de jos ca să, doar ca să pătrunzi acolo în fotbalul ăla? Am fost și la un moment dat am și luat această decizie, că indiferent de ce se va întâmpla, voi merge în Italia, chiar dacă aș pleca de la Serie B. Chiar dacă okay. Ok, hai să spun ceva. Tatăl meu care venea după ce câștigase, mă rog, cu Dinamo campionatul, jucase semifinale de cupele europene, da, cu echipa națională, eliminase Italia, se calificase la campionatul european și avea un nume mare, a antrenat de 3 ori în Italia, în Serie B. Deci nu este absolut nicio rușine. Campionatul de Serie B din Italia, cum este și Championship în Anglia, sunt campionate foarte dure și foarte grele. Da, dar Serie B-ul de când a fost Mircea Lucescu acolo era mai puternic decât Serie B-ul de astăzi, cum și Serie A de atunci era mai puternic decât Serie A de azi. Mai să zic, da, nu e corect să comparăm. Nu e corect să comparăm. Italia domina fotbalul mondial la nivel de cluburi în momentul în care s-a dus Mircea Lucescu în Serie B. Era clar Italia top, numărul 1 la acel moment. Însă și acum, dacă stai să analizezi foarte bine, ok, este Anglia, care, mă rog, e ceva aparte. Vorbim despre Spania, dar ajunge să vorbim și despre Italia. Spania cu părți bune, dar și părți negative. Italia, care are această școală de antrenori excepțională și produce antrenori care cunosc absolut totul despre fotbal, despre mentalitate, despre psihologie, tot ce vrei. La ei e o problemă, pentru că au o cultură oarecum diferită de a spaniolilor și de a englezilor acum. Este această cultură defensivă, să-i spunem. Spui și că mai au? Pentru încă mai au. Și seria încă a fost campionatul cu cele mai multe goluri dintre toate astea, top 5. Este adevărat că a fost. Dar totuși, dacă stai bine să analizezi meciurile, vei vedea că cele mai multe dintre echipe încearcă defensiv, marcaje foarte multe om la om, foarte agresive, deci continuă. Însă vorbim despre antrenori care au o pregătire fantastică. De-aia zic, între Spania și Italia, nu știu. Okay, tu oricum ești filo-italian. Școala italiană te ajută să progresezi. Dacă vrei să te consideri un antrenor cu posibilități sau cu șanse să te bați sus la campionat, trebuie să iei foarte multe lucruri de acolo, să citești foarte mult de acolo, să încerci să studiezi foarte mult de acolo și după aceea, ok, să transferi la ceea ce ai tu ca filozofie, locul unde ai crescut și la alte situații. În Spania au fost antrenori anul acesta, cine? Zidane, care nu este străin, este Madrid, Real Madrid, nu? Și Koeman la Barcelona. Koeman care și el a trecut pe la Barcelona ca jucător și a fost și un Simeone jucător la important. Atletico care tot așa a trecut la Atletico. Tot... Deci în afară de aceștia nu există alt străin. În Italia a fost Fonseca la Roma, a plecat Fonseca, vine Mourinho. Da. Un singur antrenor străin în campionatul italian. În Germania, dacă te duci și vezi, sunt... Austriești mulți, să știi. În Germania... 15 germani și, sau 14 și 3 austrieci plus un elvețian, toți vorbitori de limbă germană. Ai analiza tuturor campionatelor? Da, sigur că am făcut și am și discutat și cu fel de fel de oameni. Deci e foarte greu să pătrundem corect acolo. La fel, și din partea de vest... Nu se uită foarte mult către Est. Nu interesează foarte mult ce se întâmplă în Asia. Nu cred că mai ești antrenor... Adică, eu așa îmi imaginez, eu acum nu știu. Tu o să-mi povestești lucrul ăsta. Ai luat campionatul în Grecia, un statut. Ai luat Champions League în Asia, un alt statut. Adică, eu îmi închipui că în momentul de față ești o altă treaptă, nu? Greșesc? Sunt pe alte două trepte în sus, dar într-o anumită zonă. Aha. Ca să pătrunzi acolo, ai nevoie de... De ce ai avea nevoie ca să pătrunzi? De relații, să cineva să te propună, iar cu acest CV-ul există posibilitatea să fii luat foarte serios în considerare. Uh-huh. Că nu degeaba am ajuns să am și niște discuții foarte serioase și repet... Am făcut o decizie, am făcut în final o alegere emoțională și m-am dus acolo unde m-am simțit bine. Dacă rămâneam,
aveam posibilități bune să intru totuși în aceste campionate. Dar vreau să-ți mai spună că în aceste campionate este extraordinar de greu de pătruns și pentru că pentru conducătorii de cluburi, pentru proprietari, este mai simplu să ia ce fac. Am de ales acum între un italian și un român, Lucescu. Ok, am CV-ul lui, acolo a câștigat, acolo a promovat, peste tot pe unde a fost a câștigat trofee. Când a fost în B a promovat. Dar totuși e român, e din afară. Mai bine ia un antrenor italian pe care îl cunosc, pe care toată lumea îl cunoaște, pe care toată lumea îl acceptă ușor și în situația în care nu merge, nu e nicio nenorocire. Îl schimbăm, vine un altul. Dacă cu acest e antrenor român, nu știu, acum că nu mai era vorba de bani. Dar dacă nu era vorba de bani, adică am închipuit totuși că... Hai să nu intrăm în sfera banilor, că pe mine nu mă interesează. Da, eu cred că e important să și menții un standard. Adică dacă ești un antrenor de un anumit nivel, eu nu cred că poți să te duci după aia pe 200.000 de euro. Eu nu cred că mai ești antrenor care să antreneze pe 300.000 de euro. În Italia nu cred că există cineva care să antreneze pe 200.000 de euro. Întâi, doi. Da, repet, am mai spus-o și mai devreme, banii sunt importanți, dar niciodată nu am gândit acolo mă duc pentru banii ăștia și de aici să plec discuția. Nu, n-a fost așa. Proiectul și după aia banii. Da, deci vorbeam, știi, și vine un român, n-are succes, îl dau afară, este un scandal, ce ai adus român? Deci și pentru un proprietar e mai greu să ia o astfel de decizie. Să dea un român afară decât să dea un italian. Vorba aceea. E corect sau nu? E corect. Deci gândise-i anul ăsta, asta mi se pare foarte interesant, gândise-i gata, renunț la zona arabă, renunț la orice altă oferă. Nu renunț. Următoarea perioadă, cred că nu am de ce să mă duc acolo, pentru că am câștigat absolut tot ce pot să. Orice pas îl fac în zona arabă, este un pas în spate. Și spuseți că ești pregătit să te sau duci în Italia, în Italia sau într-un campionat puternic și să faci niște sacrificii de loc sau de poziționare în clasament. De... Asta am încercat, da. Ok. Și după aia am început grecii să te asalteze, mă gândesc, nu? Că știu, AEK, PAOK, ai avut pe masă două bănuiesc contracte și dintr-o parte și din alta. Au fost discuții. Mie mi-e puțin greu să comentez. Gândește-te că în momentul următor, când vom încheia emisiunea, tot ceea ce am discutat ajunge aici, la... nu vreau să spun absolut nimic care să nu fie adevărat. Întotdeauna am fost o persoană sinceră, naturală, cu orice risc. M-am spus ceea ce am simțit și am crezut. Deci prefer să stau. Dar au fost astea două cluburi, clar, pentru că se știe foarte bine. În momentul și în care... nu a fost, și vreau să spun ceva, Silviu, nu a fost vorba de nicio comparație, de niciun challenge, de a spune aici în discuție un om sau dincolo un alt om. Este pur și simplu, nu avea ce să fie. Iar m-am dus acolo unde am trăit acești doi ani extraordinari și unde m-am simțit extraordinar. Dar când a venit AEK, PAOK pentru mine, am mai spus-o și înainte, odată, e clubul care va rămâne în sufletul meu numărul unu. Peste Rapid, peste orice altceva. Dar când a venit AEK, ai avut vreun moment în minte că ești dintr-o familie care vă duceți de la, dintr-o parte în alta, de la Dinamo la Rapid, de la Shakhtyor la Dinamo Kiev, de la Galatasaray, de la Beşiktaş la Galatasaray? Ai avut, adică te-ai gândit, dom'le, tata a făcut chestia asta, a avut curajul ăsta, pentru că mie mi se pare, la un moment dat, ce o să ajungem și la ce pățește Mircea Lucescu, da, sau ce a pățit în Ucraina în anul ăsta. N-a fost cu suporteri, până la urmă, mare parte din sezon, ceea ce a fost ok. Dar te-ai avut în minte chestia asta? Cum este duci de la o echipă la alta? Că e o experiență, adică, da, o rivală? Eu sunt de acord cu el. Eu sunt pe aceeași filozofie. Ca antrenor ești profesionist. Te duci oriunde? Te duci unde ai posibilitatea să te duci, unde ai posibilitatea să faci treabă, unde simți că ești dorit, uh-huh, și te duci. Chiar și Olympiacos? Iar din momentul în care te-ai dus în acel loc, tu ești
suporterul numărul unu al acelei echipe. Tu ești cel mai interesat ca acea echipă să aibă succes. Tu îți pui tot sufletul tău, tot ce ai acumulat în viața ta ca experiență în acea echipă pentru a avea succes. Ceilalți sunt, își consumă energiile, se descarcă, probabil vin și se descătușează după situații de acasă, de la muncă, cum e în fotbal, știi foarte bine, se simt bine și se simt importanți când echipa câștigă, pentru că au ținut cu echipa pentru foarte mare și foarte lungă perioadă, dar un antrenor este cel care are totul de câștigat și totul de pierdut. Da, așa e. E corect analiza. Spune, am văzut, niciun secund român nu ai, corect? Nu, nu am. N-ai în staff români? Nu. De ce? Sau din ce moment al carierei n-ai mai avut români în staff? De la întoarcerea din Qatar. La întoarcerea în Qatar am stat la Ploiești și am să și explic puțin. Am stat la Ploiești puțin și după aceea a venit, după plecarea de la Ploiești, a venit oferta la 3 zile de la Xanti, m-am dus acolo, iar acolo patronul de la Xanti mi-a dat posibilitatea să vin cu un singur asistent. Și am plecat cu Diego, cu care eram de foarte mult timp împreună. Și acolo, normal, am cunoscut alte persoane, m-am desprins puțin de România. Au început să fie și mai mulți dintre cei care ar fi vrut să lucreze cu mine. Mi-a fost și foarte greu să iau o decizie, pe tine te iau, pe tine nu pot să te iau. Și atunci am preferat să merg pe linia aceasta. Fără să... Aici ai, am văzut, Baci ce e? Italian. Constantinidis grec, mă gândesc, da. Nu? Trei greci, trei italieni. Moreira. Portughez. Portughez, Mateos Patafora. Și ca să-ți mai spun ceva, am dat și foarte mare credit asistenților mei, pentru că i-am cunoscut foarte bine și i-am lăsat și pe ei să vină cu propuneri. Au venit și ei cu propuneri, am analizat împreună și am mers și pe mâna lor. De obicei, știi cum e, există cât un conațional undeva în... A fost, în Qatar am plecat cu un ăsta, inclusiv masseur, doctor, au fost acolo și am avut șansa să le ofer o posibilitate bună de a avea un contract bun pe o perioadă de timp. Vreau să întreb sincer, e o diferență între străinii cu care lucrez în staff și românii cu care ai lucrat în staff, fără să vreau să nominalizăm. Simți că oamenii ăștia te ajută mai mult decât te-au ajutat ceilalți în cariera ta? Că mie mi se pare foarte interesantă discuția. Nu de alta, dar școala română de antrenori are o problemă. Adică noi putem să o negăm sau să o acceptăm, asta e treaba noastră. Dar avem o problemă de profesionalizare din toate punctele de vedere. Noi ne credem mai buni decât suntem. Dar noi ne credem mai buni decât suntem în toate domeniile, nu numai... Vorbim de fotbal acum. Fotbal. Nu știu, păi în fotbal ne vedem campioni mondiali fără să fi participat măcar într-o semifinală, nu? Asta spun, îți aduc oamenii ăștia? Ăștia sunt oamenii care ți-au adus cel mai mult? Știi, mie mi se pare că în școala românească, eu așa consider, este la început. Este la început. Se fac eforturi, s-a pornit, nu exista, practic nu exista. Era doar o simplă prezență ca să te duci să păcălești oarecum și să iei carnet de antrenor acum ceva ani. Și după aceea, încet, încet, Mircea Rădulescu a fost primul care a încercat să o pună la punct. După aia a venit Dana Pozan, care a dezvoltat-o. Acum este Luci Burchel, care are și el o altă capacitate. Dar gândește-te că celelalte școli sunt mult mai dezvoltate și au mult mai mare perioadă de timp de când sunt înființate la un nivel foarte solid. Corect. Și produc. După aceea, la noi, în afară de 1, 2, 3, hai să zicem așa, care au fost foarte instruiți sau care au avut șansa să lucreze afară și au căpătat o experiență, și aici mă refer la Dan Petrescu, la un Cosmin Olăroiu, restul n-au avut această șansă. Nici nu au fost în lumea fotbalului jucători care să fie învățați să citească, să se documenteze, să...
studieze, știi? Și asta contează foarte mult. Abia acum înțelegem cât de important este acest studiu. Iar dacă cineva care n-a fost învățat să studieze ca lumea se apucă acum, este foarte greu. Și atunci merge pe ce? Pe experiențele pe care le-a acumulat. Ori, din punct de vedere al antrenoratului, al construcției unui antrenament, al construirii unei strategii pentru antrenamente, pentru un an întreg, noi n-am știut. Totul era o întâmplare, un hazard. Da, da, așa e. Și de asta spun. Deci oamenii ăștia... Asta este un aspect. Al doilea aspect, care din punctul meu de vedere foarte negativ, este că din ce în ce mai tare, oameni care n-au nicio legătură cu fotbalul se implică la echipă, peste antrenori, conducători. Te deranjează? Foarte tare. Foarte tare. Și asta ia din personalitatea antrenorului. Dar a cui e vina? Îl transformă pe antrenor într-o marionetă. Ori această marionetă după aceea se duce în fața jucătorilor. Jucătorii nu mai au niciun pic de respect. Cum poate el să mai transmită ceea ce își dorește? A cui e vina? Păi a conducătorilor. A conducătorilor sau a antrenorilor? Eu cred că a conducătorilor. În primul rând. Adică antrenorul este... Antrenorul nu are vină? Că acceptă? Că știe unde se duce? Luăm cazul FCSB, că este de notorietate, da, în România. Nivelul antrenorilor scade în fiecare an. E o realitate. Da? Adică ai pornit la un moment dat de la, nu știu, Olăroiu, Zenga și așa mai departe, după care te-ai dus tot mai jos, tot mai jos, tot Zenga mai jos. Zenga nu-l trece aici, pentru că el este italian. Da, eu vreau să spun de calitatea antrenorului, nu neapărat de școala din care, da? Dar te-ai dus de la Zenga, Protasov, Olăroiu și după aia ai început, da? Hagi, ce ai avut în toată perioada. Și la un moment dat n-au mai fost comozi și ai început să scazi standardul, da? A venit Reghe Camp, la un moment dat te-a readus într-un anumit punct, după care lucrurile au început să se ducă în jos, da? Ai mai avut Dica, pe care în ultima vreme ai numai no-name la un club care a făcut performanța ani de zile în cupele europene. Și te întreb, nu este și vina oamenilor ăstora care în momentul de față acceptă să se ducă? Și acceptă că știu unde se duc. Eu n-aș spune no-name, pentru că fiecare dintre ei ar putea da ceva foarte bun. Problema e că nu sunt lăsați. Aici e marea problemă. Tu crezi că nu sunt lăsați și de asta nu poți să dea? Dintre ei, măcar unul ar putea să facă ceva foarte bun. Dar mi se pare din start o problemă că te duci? Dacă mi se pare? Din start o problemă că te duci? Nu e o problemă? Din momentul în care ai semnat hârtia aia că ești angajat al unui om care știi că face schimbări și că îți face primul 11, nu e o problemă din start pentru tine? Ba da, Silviu, dar vezi, tu trebuie să privești și realitatea. Sunt oameni care poate, pentru care un salariu de 5.000, 6.000, 10.000, nu știu cât se oferă la Steaua, 20.000, înseamnă posibilitatea de a supraviețui pe o perioadă de timp și atunci sunt disperați să o facă, neavând în spate o bază solidă care să-i ajute să poată spune cu hotărâre, nu mă duc la FCSB oricât îmi dau. Corect. În al doilea rând, sunt convins că fiecare dintre acești antrenori care a mers acolo a visat sau a sperat că va avea succes și că poate va reuși să-l țină sau măcar a visat că poate să-l gestioneze pe patron. Cred. Da, cu siguranță toți. Deci toți. Da, eu n-o să pățesc ce a pățit celălalt. Pe de altă parte, pentru breasla antrenorilor, pentru că vezi, aici este o chestie, da, e fiecare individ, fiecare face, e o lume destul de egoistă asta a fotbalului, până la urmă fiecare e cam pe cont propriu. Dar pentru breasla antrenorilor, oamenii ăștia care acceptă angajamentele astea sunt o nenorocire. Eu știu dacă sunt o nenorocire, pentru că aici noi ne referim la FCSB, care e totuși clubul nostru de top, dar gândește-te că aceleași situații le întâlnești la cluburi mai mici, unde știu cazuri în care primar sau viceprimar sau ce mai e în spatele primarului, dacă primarul nu a vrut să se afișeze, intră peste antrenori, dau indicații, îi ceartă, îi obligă să schimbe sau să facă anumite transferuri, eu știu. Deja
vorbeam înainte, nu, antrenorii devin marionete. În afară de asta, gândește-te că sunt foarte mulți antrenori. Eu cunosc dintre foștii mei jucători, băieți care ar putea să conducă foarte bine echipe de fotbal și au ce să transmită, au avut niște experiențe importante aici, în România. Au avut succes, dar nu au loc. Nu au cum să De cine să nu au loc? Păi, că aici iarăși ajungem. Nu știu, asta nu mai știu. Păi nu, pentru că vezi, tot la oamenii ăștia ajungem de care pomeneam inițial. De cei care acceptă. Nu numai de asta. Ok, și asta, dar hai să-ți mai zic ceva. Bine, am vorbit mai devreme care e unul dintre motivele pentru care acești oameni acceptă. Pot fi înțeleși. Dar gândește-te că și vezi că în lumea fotbal și în prima ligă sunt foarte multe situații în care antrenorii au mers pe la 4-5 echipe. Sunt deja super cunoscuți din punctul ăsta de vedere. Eu cred că un conducător ar trebui, un adevărat conducător, în primul rând un club trebuie să aibă un director sportiv. Director sportiv bine pus la pregătit, să aibă responsabilitatea lui în colaborare cu patronii care se ocupă de business, de ce s-au ocupat, de primării, de alte chestii, să existe o comunicare, dar să îi se dea o responsabilitate acestui director sportiv. Iar acest director sportiv să-și creeze o echipă și să meargă pe ideea ce filozofie vrem, ce obținem, care vrem să ne batem la titlu, ne batem la play-off, să intrăm în play-off. Nu avem posibilitatea 3, să evităm retrogradarea. Ok, ce fel de antrenori avem? Care sunt? Ce calități au? Un pic studiat, un pic urmărit, un pic văzut. Mers pe o chestie ca asta și luat unul și pus. Și după aceea susținut, dat încredere că nimic nu se obține peste noapte. Știi foarte bine. Da. E nevoie de puțină răbdare. În felul acesta și jucătorii ajung să creadă mai mult în antrenor. Ajung să respecte antrenorul. Ajung prin aceste situații ei înșiși să crească în autostimă și până la urmă le crește valoarea. Corect. Dar dacă tu schimbi la fiecare o lună, 30-40 de zile antrenorii, îi arunci, îi dai, jucătorul se ascunde în spatele acea pe antrenor. Mai încep să și râdă, mai ajung la miștouri și s-a terminat cu povestea acelei echipe. N-au nicio șansă. Vezi vreun club românesc organizat sănătos? Ți se pare că ai văzut că ai apucat în ultima vreme să stai mai mult decât stăteai înainte și cât de cât să-ți... Da, plus că informații sunt convins că primești. Foști colegi, așa mai, foști, mă rog, jucători, etc. Vezi vreun club care să-ți placă, să ți se pară că se apropie de ce trebuie? Nu știu foarte bine ce se întâmplă la echipele foarte mici. Nu știu, dar starta și acolo să ai surprize plăcute. Pe de altă parte, CFR-ul, ce poți să zici? A câștigat de 4 ori campionatul. FCSB, teoretic, e un club foarte bine organizat. Au posibilități, au condiții, adică are condiții, că vorbim de FCSB. Infrastructură. Infrastructură, da. Aduce jucători buni, poate cei mai scumpi și cei mai talentați jucători români. FCSB îi transferă. CFR Cluj e un alt tip de echipă, construit mai mult prin prezența străinilor. Ok, acum sunt și mai mulți români, dar în general așa a fost CFR-ul. FCSB are toate condițiile. Problema este aici, că Gigi Becali vrea să intre prea mult. El este patron, face toate lucrurile extraordinar până la acest punct. E diferit mult de Copos? Să învețe să lase un antrenor. E diferit mult de Copos? Avea și Copos dorința asta de a se implica mai mult decât e cazul? Domnul Copos era alt gen de patron. Alt gen de relație. Da, de la psiholog. Mi-aduc aminte că în perioada aceea era altfel. Hai să spun domnul Becali, pentru că am zis domnul Copos, și e corect așa. Domnul Becali era alt gen de patron, ajuta mai mult echipa, sprijinea mai mult. Probabil că era la început și nu îndrăznea accepta ideea că nu se pricepe. Încet cu trecerea timpului, probabil că a început să învețe și a încercat să se impună și după aceea a și reușit la echipă. Nu e autosabotarea proiectului tău? Adică jucătorii... Ai noțiunea creșterii unui jucător. A ce înseamnă a
modului sănătos în care poate să crească un jucător și să se dezvolte. Poate într-un mediu de ăsta, adică nu dai bani pe niște jucători după care tot tu le oprești creșterea naturală? Eu pot spune că cu siguranță, gestionând altfel raportul cu un antrenor, alegând, gestionând, cum vrei să le numești aceste lucruri, ar fi obținut mult mai mult succes. Da, aici fără discuție. Aici e o problemă. Te vezi întorcându-te într-o bună zi în fotbalul românesc? Am spus-o tot timpul, că da. Da. Dar atâta timp cât voi avea pozitatea și voi fi în condițiile astea, în top și să meargă bine, nu se pune... nu mă gândesc. Adică sunt locuri unde am trei momente unice. Câștigarea unui trofeu continental. Și nu e simplu, Silviu. Lumea, foarte multă lume nu judecă așa, cu mare superficialitate, dar gândește-te că fotbalul de acolo e în mare dezvoltare. Sunt mari antrenori. Eu și Oli și toți cei care am fost în acele zone, ne-am confruntat cu antrenori din Franța, din Italia, din Spania, din Portugalia, din țările din America Latină. Antrenori cu experiențe, cu trofee, cu palmarese importante, cu experiențe extraordinare. Și am făcut față și am câștigat. Numărul tot mai mare de jucători, adică 7 fiind, la un moment dat a crescut clar calitatea. Cât timp erau 3... Iar existau semne de întrebare, cel puțin din Europa, uitându-te la campionat și la zona aia, existau niște semne de întrebare. În momentul în care ai crescut la 7, deja aveai o pondere foarte mare de străini și calitatea parcă a străinului a crescut, adică nu mai veneau doar de ăștia la sfârșit de carieră. Cam asta era obiceiul prin zona arabă. Lucrurile s-au schimbat foarte mult. Absolut. De atunci. Foarte mult. Chiar vreau să te întreb și de Isailă și de ce face, de Dani Isailă și de... Lucruri extraordinare. Deci realmente lucruri extraordinare. Și a și făcut, pentru că el în Arabia Saudită, în primul an s-a salvat cu Al Hasm, în al doilea an a fost scos, cu siguranță că cu el antrenor Al Hasm s-ar fi salvat, însă a căzut în B. Și după aceea s-a dus în Emiratele Arabe Unite, unde cu o echipă mică, care teoretic nu avea nicio pretenție, s-a calificat în Champions League, fiind foarte aproape de câștigarea campionatului. Dar Isă totdeauna a fost un antrenor care poate nu a avut așa priză la presă, la public. Poate că nici el nu a vrut sau nu a știut să gestioneze diferit relația cu toate aceste situații. Dar Isă peste tot a făcut treabă. Gândește-te că el este cel care a avut prima mare performanță la Astra. Da? Gândește-te că el a avut înainte, pe unde a fost și la Sport, o echipă care juca, era agresivă, avea succes, la Brașov la fel. La echipa națională el a pornit, dacă vrei, oarecum, construcția nu acelui 100%, grup. Nu că oarecum. El a pornit, nu, 100% a pornit, adică da. Nu trebuie să ne ascundem. Mirela a făcut performanța de la Euro, dar... pe o structură construită de Daniel Isailă. Okay. Eu vreau să am un echilibru și la apreciez și pe unul și pe celălalt și fiecare a avut meritul lui, pentru că el crezi a pornit... Crezi că Rădoi nu știe că a pus bazele construcției, dar gândește-te că Mirel a gestionat momentele și situațiile și meciurile și a finalizat. Nu este ușor. Simți că a luat lucruri de la tine, Isailă? Adică îl percep și ca pe un soi de discipol? Asta trebuie să-l întreb pe el. Eu pot doar atât să spun că el a început cariera lui de antrenorat, ca antrenor secund, cu mine principal la Brașov și el fiind în același timp jucător. Da. A fost extraordinar pentru acel moment. Noi trebuia să ne salvăm de la retrogradare, așa am ajuns acolo. Și el m-a ajutat enorm și pe teren și în afară. Mai era și, ok, Neanelu Naghi, care și el a fost cu noi. Peste tot pe unde am fost, am avut șansa să creăm grupuri frumoase, unite, cu aceleași idei și să ne bucurăm de ceea ce făceam. Ce-ți spune ție despre campionatul României faptul că primele două echipe, da, campioana și vicecampioana, rămân fără antrenor la sfârșitul sezonului? Oarecum e ceea ce spuneam mai devreme.
este normal la, la știi noi. Știi cumva arcata Edi Iordănescu să ajungă la AEK Atena? AEK Atena, din câte știu eu, a pus antrenor. Și-a pus antrenor. Că se vorbise, se, exista legătura asta creată, Edi Iordănescu și... Putea să existe, da. Nu știu că nu sunt de la... Da. Ești la PAOK. Da, știu că nu ești confunda la orașele. La PAOK, da. Te surprinde faptul că câștigă primul lui titlu și pleacă? Nu mă mai surprinde nimic în fotbal. Vedem că e un an nebun. Flick pleacă după titlu, nu, Conte nu, pleacă după titlu, da. Galtier pleacă după titlu. Da, dar uite, aici am o chestie vis-a-vis de Inter, o dezamăgire, pentru că e același patronat care a desființat echipa campioană a Chinei, unde era Oli. Da. Este același patronat și Conte pleacă tot dintr-o cauză similară. Bani prea mulți trăiau să renunțe, să taie bani jucători de la, din salarii, imposibilitatea de a îmbunătăți o echipa și obligația de a vinde unul dintre jucătorii de bază ca să facă bani și de abia după aceea să încerce să achiziționeze. Cu ceilalți, ok. Flick pleacă la echipa națională. Cine a mai plecat? Galtier a plecat. Galtier, da. Și acolo, interesant, probabil că a obținut maximum cu Lille. Da. Dar mă întorc la Edi, al nostru, că de da, fapt de aici a pornit. De-aia ți-am zis, nu mă mai surprinde nimic, pentru că am văzut atâtea în fotbal încât nu mai are ce să mă surprindă. Am trăit și eu personal experiențe, am trăit și cu tatăl meu experiențe, am văzut, am asta. Dar oarecum mi se pare ciudat, hai să zicem așa, pentru că totuși Edi nu venise de mult la CFR Cluj, în iarnă, împreună au câștigat campionatul și... Da, ok, noi nu avem de unde să știm care este situația acolo. Poate Edi are o ofertă fantastică, poate a existat o neînțelegere, poate a existat o înțelegere de la început, aceste 6 luni, după care noi vom merge pe o altă idee. Da, n-avem de unde să știm și de aceea e foarte greu. Cel puțin eu ca profesionist, tu care ești în lumea în care trebuie să analizeze, să analizeze, să analizeze, poți spune orice. Oricum mi se pare foarte interesant că băieții lui Mircea Lucescu și al lui Anghel Iordănescu au ajuns să facă lucruri în meseria asta. Adică aia era rivalitatea, da, perioadei alea, cea mai mare rivalitate. Și au ajuns, bine, vârste diferite până la urmă tu cu Edi, dar fiecare ați ajuns să faceți performanță. Da. Te-ai gândit la treaba asta? I-am văzut imaginile după ce au câștigat cei de la CFR campionatul și l-am văzut cât de bucuros și chiar câtă satisfacție îi era așezată pe chip la interviu și mi-am dat seama cât de important este pentru el și ceea ce a trăit și cumva mi-am adus aminte de toată povestea mea și cariera mea și cât de greu ne-a fost ambilor, pentru că pentru că veneam în spatele acestor doi monștri în fotbal, cu toate rezultatele și performanțele pe care le-au avut, pentru că a trebuit să îndurăm o grămadă și o grămadă de critici, de atacuri, de fel de fel de aspecte negative și până la urmă am reușit. E interesantă, e într-un fel... Nu cred că sunt mulți care să înțeleagă mai bine ca tine exact ce e satisfacția lui Edi. Da. Și greutatea numelui. Uite, îmi pare rău că nu i-am dat mesaj să-l felicit. Ar fi trebuit să-i dau să... Dar n-am fost inspirat, am fost prea nebunit cu ceea ce aveam eu în cap și așa mai departe. Poți acum, nu e niciun fel. Acum, da, pot acum. Îl feliciți acum, da. pentru faptul că a luat-o pe... Un lucru extraordinar. Nu e ușor. Adică numele tatălui cred că e foarte, foarte greu. În orice domeniu, da? În sport este aproape imposibil. Vedem câți jucători, da? Fii de jucători care încearcă să ajungă la un nivel și nu prea ajung. Nu, și gândește-te că totuși avem și el, și eu, mai mult sau mai puțin, dar ok, amândoi chiar ne-am dorit foarte mult să facem cariere de importante ca jucători.
Eu am reușit la nivelul primei divizii aici, în România. El poate mai puțin, a avut talent, dar mă rog, așa a fost șansa, conjunctura, așa au fost pentru el. Am ieșit oarecum din fotbal nereușind să ajungem la nivelul taților noștri care obținuseră lucruri extraordinare ca jucători. Și atunci ne-am agățat de această meserie. Ne-au și, e și meritul lor pentru că ne-au transmis pasiunea pentru antrenorat, poate și fără să-și dea seama. Și am ajuns să trăim bucurii imense. Mircea Lucescu. Ne simțim realizați, pentru că orice s-ar întâmpla de acum, eu mă simt realizat și la un nivel... Chiar vorbeam zilele trecute cu ai mei, cu soția, cu fata mea. Și ziceam, am o motivație uriașă. Sunt un învingător. Dar orice se întâmplă de acum încolo, eu mă simt împlinit. Pot să mă și las mâine și am obținut ceea ce am vrut. Sperăm să am câștigat campionate, am câștigat cupe, am câștigat trofeu continental. Nu te gândești la... Nu, spuneam așa, ca idee. Pentru că asta, dintr-un punct de vedere, mă ajută să am totuși o mai puțină presiune dinspre mine, către mine. Corect. Te-am văzut în tribună la Rapid cu tatăl tău. Cum a fost să vedeți un meci împreună al Rapidului? Bănuiesc că e prima oară după... Câți ani? Când ai văzut ultimul meci al Rapidului împreună cu Mircea Lucescu? Nici nu mai știi. Păi, eu știu dacă am văzut vreodată împreună. Ori am fost eu în tribună și el era pe bancă, ori am... Poate când erai președinte. A fost el în... Poate când erai tu președinte la Rapid. Să fi venit el la un moment dat. Păi și el era pe bancă. Nu, el era cu echipa lui. Păi atunci era la Beşiktaş. Când eu am fost președinte. Nu, practic singurul meci al Rapidului pe care a zis împreună a fost meciul cu Shakhtyor. În care tu stăteai pe bancă. Tu stăteai pe bancă și el stătea pe cealaltă bancă. Ei, nu, așa. Era la 10 metri distanță. Asta am mai spus că da, acolo pe banca teren, da, corect. Au mai fost meciuri amicale pe care le-am jucat. Absolut. Dar cum a fost? Cum ți s-a părut atmosfera așa la Rapid, să revezi Rapidul după și cu tatăl tău? Na. N-am avut posibilitatea să stau cu el pentru că a fost era puțin Angelescu mai între voi, nu? Da, numai dânsul, nu mai știu, da. Ok. Eu i-am zis că pe mine m-a invitat Nico. Uite, eu am mare încredere în Nico. Sper că va face treabă foarte bună acolo. Are personalitate, va avea și momente mai puțin bune, pentru că e la început, e normal, are nevoie de experiență, dar e un tip cu pasiune, cu personalitate, știe să se ducă către echipă, știe că trebuie să ia decizii importante. Dar e președinte nu știu de club, ce... Nico? Adică ăsta e jobul în care îl vezi? Pentru că mie mi se pare președinte de club că este mult mai mult decât... Adică eu văd un foștii jucători, văd în general, activând în zone de director sportiv, zona asta mai degrabă. Păi da, dar la noi nu este clară ideea organigramei în fotbal, la o echipă de fotbal. De obicei... De toate. Patronul, eu am fost vicepreședinte la Rapid, da? Pentru că președinte era domnul Copos, care era și patron. Eu n-am fost vicepreședinte, nu mă consider așa. Eu cred că am fost un director sportiv. Asta mă gândesc. Era, știi? Legătura cu echipa, echipa bine, cu patronatul, echipă. Și asta e o problemă la noi, echipă, să știi. Și asta e o problemă la noi, faptul că președinții nu sunt niște oameni aduși să facă business. Pentru că s-ar putea face business mai bun în fotbal românesc, n-am niciun dubiu din punctul ăsta de vedere. Nu știu, cu să te suporteri, merchandising, habaram, să faci niște lucruri păi de-astea. Da, dar uite, vezi, acum ne întoarcem la suporteri, la merchandising, la emulație, la lume, la stadion. Păi cu cine? Scuză-mă că spun, n-am ce face, îmi pare foarte rău, dar când ai pe Rapid în Liga 4, două echipe, când ai pe Steaua, FCSB, Steaua. Anul ăsta poți să încerci. Anul ăsta, dar a fost o gaură mare, un gap foarte mare între corect. Momentul ăla, când încă fotbalul era ok, și acum. Lumea de ce ar fi fost atrasă acum de fotbal? Să vadă ce. Echipe pe care nu le cunoaștem, n-am auzit de numele lor. Uh-huh.
cu tot respectul pentru munca pe care o fac acolo, au făcut-o mai bine, e clar, decât celelalte, că sunt aici, dar mi-e foarte greu să spun Academia Clinceni, voluntari, Hermannstadt, de ce Hermannstadt, nu înțeleg, un nume care să lege ceva, să aducă puțin în istoria fotbalului din Sibiu, acolo, nu are nicio legătură, dacă stai să... echipe nou apărute, care iarăși n-au suport. După aia ce vezi? Terenuri de, zici că ești la divizia C sau la divizia 4 în alte zone. Stadioane, să știu că au început să se mai facă. Nu, 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 nu. Tu zici păi suprafața. Mă refer la echipele care evoluează pe, în prima ligă. Da. Uită-te unde a jucat mici, fără nici măcar camerele nu pot filma ca lumea. E, du-te acum la, pe Arena Națională, du-te acum pe Ghencea, du-te acum că va fi gata și Giuleștiu, du-te la Craiova. Da, începe să se miște, dar dacă stai să analizezi acum meciurile, vei vedea că terenurile sunt foarte mici, nici măcar așa nu e. Și tu ai fost în tribună să vezi Rapidul, ai fost la... Buftea. Buftea e terenul de antrenament al echipei naționale. Da, acolo a trebuit. Da. Și voiam să te întreb... FCSB, ba a jucat la Astra, ba a jucat la... Da, bine, la și cu Arena Națională, acolo au fost probleme și cu Arena Națională, da, adică dar constante, dar trebuia venea Euro, nu știu de ce a trebuit noi să punem la dispoziție Arena Națională, să o pregătim, adică vedem o grămadă de stadioane în lumea asta pe care s-a jucat până în ultimele etape și care vor fi la Euro, adică nu era niciun fel de problemă, noi a trebuit să predăm 5 luni înainte, 3 luni, domne, hai că să fie gata, hai, mă, ok, e Euro, e important că organizăm, că noi de obicei da. Parcă suntem și noi prea așa, prea servili. E, probabil am vrut să fie perfect tot. Să-i primim cu pâine și sare. Mă întorc la Rapid. Miță Iosif este un personaj total atipic în fotbal, în general. Că vorbeai de Nico și că ai încredere în el, e bine că îl lasă să-și continue treaba în Liga 1? Asta simte. Asta simte. Pare mai degrabă un instinctiv, nu un că tu vorbeai de studiu, vorbeai de importanța studiului la antrenor. Nico mi-a spus foarte clar, omul ăsta ne-a promovat. Corect. Merită șansa să urce cu această echipă în prima divizie. Trebuie să-i dau șansa. A judecat corect. Craiova n-a făcut asta, asta și l-a pus pe Mutu. Ok, e altă discuție, au făcut niște analize, nu știu care, de ce, cum, poate au considerat că Mutu poate să-i ducă undeva foarte sus. Nu știu. Nu știu. Deci, vezi, specificul fiecărei club, fiecărei decizii, nu putem încredere în foarte mult. Sunt foarte curios să-l văd. Sunt foarte curios, pentru că e prima lui experiență adevărată la o echipă de club. Am mai avut cu voluntari. Când s-au salvat în play-out. În baraj, da, în baraj, baraj cu Chindia, nu? Parcă cu Chindia. Da, parcă da. Cu Chindia. Și acum este... Toți acești... Ok, Mutu are o experiență fabuloasă. El numai din experiența pe care a avut-o poate să-și motiveze, să le povestească, să-i încarce, să creeze un grup. Știe foarte bine tot ceea ce s-a întâmplat cu cei mai importanți jucători ai planetei, de punctele forte, de ce am făcut să fie motivat să joace, ce i-a decepționat, ce a însemnat o greșeală, că a făcut și el și greșeli. Și, deci are lucruri extraordinar de multe și de interesante de povestit și de transmis acestor jucători. Acum va rămâne, a avut antrenori extraordinari, nu? Antrenamente. Important e să știe foarte clar care este filozofia lui și pe această filozofie să construiască tot ceea ce e de construit pentru a pregăti echipa. Da, e esențial. Deci are șansă foarte mare să ajungă un antrenor important. Te-au iritat suporterul Dinamo Kiev? Cum îți spuneam, am trecut prin prea multe și nu mă mai surprinde nimic. E clar că nu sunt de acord cu asta, dar n-ai ce să faci. I-a fost greu anul ăsta, tatălui tău? Am impresia că în situațiile astea, ok, nu poți iubi un om. Nici nu trebuie.
nici nu trebuie. Dar să susții echipa și să încerci să-ți ajuți și să-ți protejezi echipa, asta înseamnă să fii suporter. Uite, în continuare cu pe teren, să așeze fiecare brazdă. Da, deci e să vadă terenul. De o viață întreagă. Nu, el este mult, e mult peste... Noi toți ceilalți antrenori, pe oricine vrei tu să pui aici, el este undeva sus în cer ca antrenor, pentru că nu este un antrenor. El e mult mai mult decât un antrenor. El se ocupă de toate aceste detalii, de teren, de însămânțare, de cum să-l grebleze, de se ocupă să strângă în jurul lui pe toți cei care lucrează acolo. El educă jucătorul, nu-l pregătește doar din punct de vedere tactic, tehnic, mental, pentru a fi bun pentru echipă și pentru a avea succes. El îl educă pentru viață, el are un cu totul și cu totul alt mod de a fi ca antrenor și ca om într-o echipă. A avut timp la viața lui să se ocupe de tine? El și ca antrenor. A? Să se ocupe de tine? Cum s-ar fi ocupat un tată? Adică, nu cred. Nu? Nu cred. Crezi că le-a dat unor fotbaliști mai mult, că a apucat să dea unor fotbaliști mai multe decât ți-a dat ție? Da, e normal, pentru că a fost în zi de zi, mult timp cu ei, cu mine a fost mai puțin, după aia și eu am plecat. Însă, atâta timp cât am fost împreună sau cât am fost prin preajma lui, am prins foarte multe de la el și mi-a transmis uneori conștient, uneori fără să-și dea seama, dar... Mi-a dat această pasiune. Uite, vorbim așa, ca să fii fericit în viață, trebuie să faci ceva ce îți place. Uh-huh. Să faci ceva ce îți place, ce iubești. E, datorită lui, eu pot spune că sunt fericit profesional, pentru că el m-a ajutat să găsesc această pasiune, să descoper această târziu, pasiune. Ai luat, pentru că neavând timp, când erai și tu și el... Ai luat mai târziu în viață mai multe de la el decât ai luat când erai mic, decât erai, nu știu, în adolescența ta sau așa? Ai apucat, pentru că mă gândesc că alt gen de discuții s-au creat ulterior în timp, altă relație. Să fi luat... Da, să fi... Adică... Acum când tu m-ai întrebat, mi-au fugit toate gândurile foarte rapid, așa și pe scurt, în viața pe care am avut-o și în momentele în care... Am fost împreună și încercam să mă gândesc că pare genul de relație care cu timpul a devenit, când erai mic, nu ați avut, n-avea el timp, n-aveai nici tu timp, după aceea te-ai apucat de fotbal și ai jucat fotbal și tu erai acolo, el era în altă parte. Și pare genul de relație care crește cu timpul, așa, adică pe ce cresc anii, pe atât se devine mai bună. Acum deja suntem mult prea avansați în vârstă și el și eu. Nu știu, uite, nu m-am gândit cum să-ți răspund, dar e clar că îi datorez enorm. Datorez enorm lui. Ți-am zis despre pasiune, ți-am zis despre chiar filozofia. Am din filozofia lui de joc, de fotbal, ofensiv, dominant, pentru că am stat lângă el, l-am auzit, am participat la destule discuții și la mese cu lume și chiar dacă nu vorbea direct cu mine, dar îl înțelegeam. M-a ajutat să învăț sau mi-a transmis această dragoste pentru muncă, pasiune pentru munca pe care o facem noi aici de fotbal, de organizarea antrenamentelor, de organizarea jocurilor, de analiză. Am stat, el analiza meciuri și eram pe lângă și stăteam și furam și vedeam. Deci nu știu dacă pot să-ți spun mai mult decât atât. Sunt foarte multe lucruri, ți-am zis, pe care le-a făcut conștient, dar sunt și foarte multe lucruri pe care nu le-a făcut conștient și le-am prins eu. La fel și ca educație. N-a stat mult să-mi spună stânga, fă dreapta, e bine așa sau... Dar a fost
era acolo. Personalitatea lui era în casă, chiar dacă el nu era Răzvan, acasă. Mulțumesc mult. Mă bucur mult și finalul. M-a bucurat discuția despre Mircea Lucescu. Succes! Mult succes, ținem pumnii. Mulțumesc și vouă la fel și tuturor antrenorilor să aibă forță.